prima nisoare mai serioasă la Sibiu. Ninge de aproximativ o oră în continuu. Vom merge pe câteva străzi principale să vedem cum se circulă. Meteorologii spun însă că vom avea parte de ninsori până diseară. Să vedem cum se merge prin oraș. Suntem pe calea Dumbrăvii, intrăm imediat. Ninge destul de tare și zăpada se așterne destul de rapid. Trebuie să mergem cu frâna de motor, așa cum recomandă și polițiștii. După cum vedeți, asfaltul este plin de este acoperit de zăpadă. Nu vă recomandăm să puneți frână. Este destul de alunecos. Suntem pe calea Dumbrăvii, așa cum v-am spus. Dacă n-am avut parte de zăpadă de sărbători, avem parte de zăpadă acum în ianuarie. Vremea va fi în continuare destul de rece și cu ninsori. Vă reamintim că meteorologii au emis ieri un cod, o avertizare de vreme rea și de vânt, ploi și ninsori. La Sibiu, după cum vedeți, ninge în acest moment. Suntem pe una dintre principalele artere din oraș, suntem pe calea Dumbrăvii. Și după cum vedeți, s-a așternut zăpadă. Stratul este subțire, însă dacă nu aveți anvelope de iarnă, nu vă recomandăm să vă aventurați prin oraș. O să mergem să încercăm și pe școala de not, să vedem cum se circulă. Suntem în giratoriu de la intersecția Mihai Viteazul cu Piața Unirii. Vom trece pe lângă sala Transilvania în scurt timp. Probabil că dacă o să ningă tot așa în următoarele ore, străzile vor fi acoperite de un strat de zăpadă. Temperatura este de aproximativ 1 grad, deci nu este temperatura de îngheț. Suntem acum, ajungem pe strada Școala de Not. Circulăm cu viteză destul de redusă. Detalii despre starea drumurilor din județ veți găsi și pe oradesibiu.ro. Acolo veți putea vedea dacă sunt drumuri închise, dar vă informăm că până la această oră autoritățile nu au emis informații cum că în județul Sibiu ar fi vreun drum închis din cauza zăpezii. Așadar, suntem pe strada Școala de Not și aici este zăpadă pe carosabil. A început să ningă de aproximativ 2 ore. Puțin mai puternic. Deja, după cum puteți vedea, mașinile merg încet. Iar aici este și un mic blocaj. Un taxi oprit în mijlocul drumului. E de ajuns ca una dintre mașini să se oprească și, după cum vedeți, staționăm. Temperaturile ar putea să scadă și să ajungem la temperaturi de îngheț în această după-amiază.
Dar deocamdată nu este așa. Puteți vedea în stânga imaginii cum drumul este blocat. E posibil ca o mașină care a coborât pe lângă biserica din groapă să nu mai fi putut să avanseze. Așadar, ninge la Sibiu de 2 ore și probabil că o să ningă în continuare până diseară. Da, am ales o rută destul de nepotrivită, ca să spunem așa. Suntem blocați în trafic pe școala de not. Dacă nu aveți anvelope de iarnă, nu vă recomandăm să ieșiți în trafic. Se circulă destul de dificil. Bun, o să încercăm să ocolim zona aceasta. Suntem la intersecția cu Lomonosov, cum puteți observa. Și staționăm. Acum o să ne punem în mișcare. Se merge destul de greu, așa cum am spus. Da, o să întoarcem aici pentru că, după cum vedeți, la biserica din groapă este drumul blocat. Așadar, ne-am întors din nou pe școala de not. Și vom merge pe Goga, după care vom coborâ spre cartierul Ștrand să vedem cum se circulă și în zona respectivă. Ninge, după cum puteți vedea, la Sibiu, de vreo 2 ore. Și ninge destul de tare. Dacă n-am avut parte de iarnă în decembrie și de sărbători, cu siguranță că acum, mai ales copiii și iubitorii sporturilor de iarnă, se vor bucura de această prima ninsoare mai serioasă din anul 2018. Nu sunt drumuri blocate în oraș, nu sunt drumuri blocate nici în județ. Cei de la Societatea de Drumuri și Poduri nu au emis nicio informare. Avem informații că sunt străzi secundare pe care deja se circulă destul de greu. După cum ați putut vedea și după cum v-am arătat și noi, la biserica din groapă s-a creat un blocaj. Vom intra pe strada Octavian Goga. Suntem la sala Transilvania și vom merge pe strada Octavian Goga să vedem. E o stradă pe care circulă și autobuzele. Șoferii merg încet, toată lumea respectă viteza aceasta redusă în trafic. Pe oradesibiu.ro găsiți informații despre cum va fi vremea sau despre cum prognozează meteorologii că va fi vremea astăzi și în următoarele două zile. Iată că după ce a nins în sudul țării, acum iarna ajunge și în zona centrului României, la Sibiu. Ninge și la Poltiniș, acolo era chiar nevoie de zăpadă pentru Arena Plato și pentru pârtile din zona respectivă, pentru că, după cum știți, săptămâna trecută a fost o săptămână cu temperaturi destul de ridicate. Iar vestea pentru iubitorii sporturilor de iarnă este una excelentă. Ninge și în zona Bâlea Lac. Ninge practic în aproape tot județul Sibiu. Suntem pe strada Octavian Goga, este zăpadă pe carosabil. Se circulă în condiții de iarnă. Pe oradesibiu.ro veți găsi în scurt timp imagini video și fotografii și de pe alte străzi din municipiul Sibiu, surprinse de către oamenii noștri.
și vă vom oferi informații legate și de cum va fi vremea în continuare. Bun, vom face dreapta și ne vom îndrepta spre cartierul Strand, unul dintre cele mai importante cartiere ale municipiului Sibiu. După cum vedeți, ne apropiem de intersecția cu Bulevardul Victoriei, în zona unităților militare. Se circulă și aici în condiții de iarnă. Este zăpadă pe carosabil. Detalii pe oradesibiu.ro și pe pagina de Facebook Oradesibiu. Trebuie însă să, datorită schimbării algoritmului celor de la Facebook, va trebui să bifați acolo, să primiți notificări cu toate știrile de la Ora de Sibiu. Aveți acolo un buton de See First să aveți toate informațiile de pe Ora de Sibiu. Ninge și în zona de nord a județului, găsiți informații pe noul nostru site oradeMediaș.ro. Vom coborâ spre cartierul Strand. Am trecut de intersecția cu calea Poplăcii și ne apropiem de cartierul Strand. Și aici este zăpadă. Nu ne-am întâlnit cu utilaje de dezepezire, dar probabil că acestea vor acționa în orele care urmează în oraș. Folosiți frâna de motor, este recomandarea polițiștilor. Și în cazul în care v-ați dorit foarte tare să mergeți cu copiii la Săniușe, uite că acum aveți un motiv foarte bun să faceți acest lucru și puteți să ieșiți în această după-amiază în parcurile de Sibiu, în zonele tradiționale unde vă puteți duce copiii cu Sania pentru distracție. Așadar, urmăriți imaginii direct din municipiul Sibiu. Ninge de vreo 2 ore, s-a așternut un strat destul de important de zăpadă și pe străzi mai ales și pe trotuare. Nu uitați să ieși să vă dezăpăziți trotuarele, pentru că primăria va, și poliția locală cel mai probabil va amenda pe cei care nu își curăță trotuarele și le dezăpezesc. Imagini în direct pe Ora de Sibiu despre cum se circulă în oraș. În scurt timp pe site veți găsi informații legate de cum va fi vremea în continuare, dar și despre starea drumurilor și alte informații. Veți găsi acolo o anchetă făcută de Roxana David legată de o firmă din orașul nostru care, din păcate, dă țepe cu locuri de muncă în străinătate. Sute de oameni au fost păcăliți. Găsiți materialul pe oradesibiu.ro și tot pe Ora de Sibiu găsiți un interviu cu tatăl băiatului omorât pe trecerea de pietoni în urmă cu 5 luni în municipiul Mediaș. Așadar, haideți să intrăm pe o stradă din cartierul Strand. Da, și aici este zăpadă. Circulați cu atenție, nu apăsați pedala de accelerație, nu folosiți frâna decât frâna de motor cu preponderență. Așadar, Ninge la Sibiu, bucurie pentru copii, pentru toți cei care iubesc iarna. Vă mulțumim că ne urmăriți în direct. Informațiile toate le puteți găsi pe oradesibiu.ro.